Primăria Municipiului Timișoara monitorizează lucrările de reabilitare și transformare a tunului de apă din cartierul Iosefin în centru cultural și turistic. După ce în toamna anului trecut municipalitatea a reziliat contractul pentru întârzieri majore și o execuție de doar 30%, actualul constructor încearcă să recupereze și să finalizeze investiția. De la redeschiderea șantierului a fost montată schela, un proces tehnic complex datorită specificului construcției turnului. Totodată au fost executate lucrări de consolidare, curățiri interioare și lucrări de pregătire a etapei de restaurare. În prezent sunt în desfășurare lucrările la structura metalică pentru planșele din rezervor. Refuncționalizarea turnului de apă din Iosefin este parte a strategiei Primăriei Timișoara de revitalizare a patrimoniului istoric al orașului, iar proiectul include renovări interioare și exterioare. Odată cu transformarea în centru cultural și turistic, vizitatorii vor avea acces la diverse evenimente culturale. În iunie, primarul Dominic Fiță a semnat noul contract pentru execuția lucrărilor cu o valoare totală de peste 7,5 milioane de lei și cu termen de execuție de 6 luni.